Ai făcut schimb cu Raul? Am făcut schimb de tricou cu Raul. Gata. Da, am tricoul lui Raul. Da. L-am întrebat când au avut ei penalti. Când au avut ei penalti. Serios? Da. Am zis că atunci e cea mai bună, nu se uită nimeni la mine. Să mă vadă că cer tricou, da, adică da. Să după aia să zică, mamă, iau-te-l și pe ăla. Ce i-ar dea ăstuia, da, în timpul meciului, da, domnul Stelian, da. Poate dacă vor ajunge și ei să joace de acolo, la fel vor proceda și ei, da, bănuiesc. Da. Și, nu, și ți-a zis că e ok de atunci? Sau că... Da, să zic că și atunci am avut o întâmplare mai ciudată pentru mine, dar pentru el era normal. La penalti îl bat pe omul, zic, vrei să schimbăm tricoul? După... Da, 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 după meci, nu știu, ok. Noi, s-a terminat meciul, să salutăm publicul, că erau foarte mulți români, na, civilizat, oamenii încă ne încurajau și ne aplaudau, că chiar jucasem, da, bine, da, în meciul ăla, a fost un meci foarte bun, după părerea mea. Și mă uit după Raul, îl căutam, că bă, să nu-l pierd. Nu. Și mă duc la el și spun, cinci, no, no, after. M-a ars ăsta, înseamnă că... Bă, nu e chiar Raul ăla care... Îl dă altcuiva, cred că s-a înțeles cu altcineva și îl dă altcuiva. Ai, na. M-am dus, am aplaudat și când să mergem spre vestiar, erau strepte, da, și treptele. E, omul era în nu, short... Nu, și nu, în, nu, da, în short și în bustul gol, cu tricou în mână, mă aștepta în vârful scărilor, mi-a dat tricou. Nu există așa, da, ceva. Nu, serios, da. Adică... Al nivel. E cel mai important? Tricou? Da. Sau mai ai și altele? Mai am al lui Dani Alves când juca la Sevilla. Și care s-a apucat de treabă alaltă ieri iarăși. Da. Cupa Maradona. Da. Așa, mai am al lui Ben Arfa, bineînțeles. Că... Băi, dacă tot mai chinuit, ia dă-mă, da, dă să fie rușine. Așa. Da. Și mai am de la Ajax, al lui Ogăraru, al lui Raz de la... Shakhtyor. De la Shakhtyor, Fernandinho de la Shakhtyor. Da. Niște băieți niște care băieți, au jucat. Da. Al Cernat de la Dinamo Kiev. E cel mai important meci? Adică dacă ar fi să alegi unul singur, da, pe ăsta l-ai alege? Da. Bine, da, e cel mai important de... că a intrat pe Bernabeu, cred că... De numele adversarului. Și de... Corect. Dar mai, da, ți-aduce aminte în vestiar după golul, după autogolul, ce v-a zis Olăroiu sau ce s-a întâmplat? Cred că la meciul ăla ne-au felicitat cu toți. Da. Nu cred că s-a așteptat să jucăm așa bine. La Bănel dărâmat? Da. A fost. Da, Bănel e un tip puternic și trece. A revenit acum, am văzut că... Da. Dar el, chiar și acum, adică dacă se pregătește un picuț, gata? Da. E nativă. Da. Cu e asta, nativă chestia, da. Cu asta te naști. Da. Păi, las că nici la tine nu... Nu, nici la nu mă plâng. Nici la tine. Nu mă plâng. Nu, eu și eu sunt bine. Din și mai sunt, acum, mai sunt acum jucători cunoscuți cu care evoluezi, adică foști jucători? La mini-fotbal? Da. Da, da, mai sunt, da. Și băgați și material și astea? Sau? Mai băgați și material. Nu, dar bagă și ceilalți, să știi. Adică curtea școlii s-a transformat în ceva mai, da, mai sus puțin. Da. Nu e chiar... Și ai ajuns în Azerbaidjan, nu? Am Alan Karan. Da, cu Mircea Regnin, cu domnul Mircea Regnin. Da. Altă civilizație, altă altceva, lume, da, altceva. Cu totul altceva, da. Aveau alte... Da. Îți mai trebuie, nu-ți mai trebuie? Adică nici nu poți să zici că... Nu pot să zic. Eu, dacă nu sunt tipul ăla să-mi trebuiască... Da. Mondenități și chestii de genul ăsta, m-am adaptat, n-am avut probleme, dar... N-ai nevoie de discotecă, de baruri? Plictiseală, de... foarte multă. Baku, wow, da, da, unde când mergeam noi, da, la Ankaran și acolo destul de greu de trăit, adică ne întorceam după meci în Baku, că aveam apartamente acolo și după aia, marțea, plecam în Ankaran la 3 ore cu autobuzul, șosele ca la noi, mai proaste ca la noi. Da. Și acolo chiar n-aveai ce face. Stăteai în cantonament unde era stadionul, era și hotel făcut. Stăteai acolo, două magazine sub tribune și cam atât. Da. N-aveai ce să faci. Dar cum se aude legendele, sunt adevărate, aia că veneau ea cu bani în vestiar, cu pungi, cu și așa mai departe? La noi n-au venit cu pungi, dar ne duceam și plecau oamenii cu teancuri. Bine, acum ca să fie răutăcioși, plecau și de la Marriott oamenii cu pungi. Tot în 2006, da, știi? Da, da. Nu, bani mulți erau. Ce foarte... se băga pe atunci? Veneam vestiar, dar nu, nu știu dacă se băga. Atunci, da, era Oli cu meme, era cam avea altă... greu să te bași peste Oli. Cumva erau foarte bine sudați meme cu Oli, da, și... Probabil că aveau discuții, dar eu nu, nu știu, nu mi se pare ceva negativ să discute patronul cu antrenorul, să-i spună, da, strategie sau să-i spună ceva de genul ăsta, cum vede... meciul viitor sau ce echipă bagă, dar nu venea, nu ieșea așa mult la televizor să critice jucătorii. E ceva în cariera ta pe care să-l regreți? Da.
Deci o știi, da. Am renunțat prea repede când am plecat de la Steaua. Știi că pe cuvânt de onoare asta am vrut să te întreb, de ce doar un an ai stat, nu? Da. Sunt un timp care îmi place să joc. Și când simt că nu mai joc, ar fi trebuit să lupt mai mult pentru chestia asta. Da, și erau, asta e singurul. Erau mult mai multe meciuri, probabil. Da. Cu siguranță, la cum te văd și la cum te știm, ai fi dat în coate, cum se zice, știi, ca să... Da, am cedat prea ușor atunci. Corect, corect. La fotbalul românesc te mai uiți? De exemplu, ai văzut aseară FCSB ca să mergem în Steaua. Da, am văzut, am fost la colegii tăi de la GSP. Am înțeles, da. Live și... La Alberto, să nu te mai duci. Da, Alberto, te salutăm. Da, ai văzut acolo, corect, dar ai nimerit. Am nimerit... Da, pe ce? Pe, că nu pe, pe intuiție, intuiție. No. No, pe, nu. Vezi, deci la pauză am zis că, de la început am zis că e un meci echilibrat, va fi un meci echilibrat și a fost un meci echilibrat. FCSB-ul a început mai bine, Rapidul, după ce au marcat FCSB-ul sau cumva Rapidul a echilibrat, au marcat printr-un penalti ușor acordat, după părerea mea. Da, domnul arbitru a vrut să-mi iasă mie rezultatul, a fost băiat. Da, deci băiat, tu ai zis X pauză, clar. A zis X pauză cu goluri. Alberto a zis... Nu 2-2. El a zis nu 2, deja ar fi spectacol în prima repriză. Și a zis da, nu, nu, 2-2 e prea mult. Deci cu goluri înseamnă 1-1, dacă e X. Da. Și... Trebuia să te fi ascultat ca lume. Da, nu știu, cred că dacă... Vezi, ne-am uitat, a trimis poze, am făcut bășcălie, dar... Și... N-ai făcut nimic. Și după aia ai zis și... După aia... Am înțeles că ai zis și 3-1. La pauză am intrat înapoi și... Nu mai, eram, sfârșit... nu mai eram aici acum. Da, vezi? Eram la o cafea pe robați. Și eu? Și eu? Mă luai și pe mine? Da, păi da, zic, amândoi eram. Da. Da, m-a întrebat iarăși care va fi scorul și am zis 3-1. FCSB are șanse la titlu? Nu. Bun. Omul... Păi ce, da, să mint? Da, ce să mint? Eu dau, cred că își te face așa, să... Da. Nu, nu. Am înțeles. Nu. CFR-ul acum arată, dacă rămâne și Dan distanța Petrescu, un pic cam mare. Și distanța mare, la cum îl știm pe domnul Dan Petrescu, e greu să piardă. Dar tu dacă ai fost jucător acum, întrebăm noi, aici nu e emisiune de actualitate, dar mă gândesc așa, reziști la atâtea schimbări de antrenor? Bine, tu ca jucător n-ai ce să faci, n-ai dar nu faci, te da. Dă cu capul un pic așa, nu te... Cam toți antrenorii cer același lucru. Corect și asta, că să bați, să joci, să... Da. Și să-ți faci treaba... Bine, te pune să faci cumva, poate, alte mișcări la... Când e mingea pe partea diferit, pe opusă, sau să ieși în pressing mai avansat, sau... Nu. Ai sunt fi vrut să joci, iartă-mă, în afară mai mult? Adică nu Azerbaijan. Da. Să fi prins? Da. Am avut, la un moment dat, ceva, dar... Nu știu, povesteai tu ceva înainte de foști jucători care tot la fel l-au avut și n-au știut ce s-a întâmplat, de ce sau cum sau cât de aproape au fost. De la Steaua sau din altă parte? Bine, nu contează. Cred că când eram la Sportul sau la Astra, era vorba de ceva de Udineze. Da, eram copil, m-au văzut, avusesem cu Naționala de Tineret un turneu amical în Italia și... Mă, de la vârsta aia aveai... Da, și atunci m-a luat Sportul. Era și Chihaia, a fost Chihaia cu noi în acel turneu, atacantul. Și când a ajuns la București, l-a întrebat tatălui. Ia zi, mă, ce mai e pe acolo bun? Ceva bun pe acolo, ai găsit ceva? Foarte Stancu. Stancu. Da. Am jucat, cumva, jucam 5 pe fund și eu pe lateral aici și făceam toată banda cu domnul Ion Moldovan, stilul... Cursele. Da. Și chiar am avut un turneu reușit. De antrenoratul ăsta din fotbalul mare nu te... Nu, pentru că am avut o experiență negativă, să zic așa, din acest punct de vedere, la Balotești. Am mai povestit chestia asta și cu alte ocazii și nu îmi place să mi se spună ce să fac. Decât dacă sunt niște pozitive, motive, sau dacă motive ajută întemeiate cu și... Adică să vii să-i spui unui om, bagă-l pe ăla în teren și tu înțeleg, să-l întrebi. Și cum în fotbalul românesc lucrul ăsta nu se poate? Nu adică se să poate, nu da. Primești așa, mai bine... Da, adică nu-ți dă niciun... Să-i găsi refugiu cu copiii, foarte tare treaba asta. Adică, nu refugiu, să îmbin și, da. Și fotbalul și educația și fizică educație, și, da. Și antrenoratul. Da. Tu nu ne-am gândit la asta. Da, e ceva... Da. Nu pot să zic că nu mi-ar plăcea să... Da, dar nu... Să antrenez. Da, nu cu telefon. M-aș lovi de foarte mult și aș sta... Mă cert să... Am înțeles. Și nu sunt genul. Stelian, mii de mulțumiri că ai fost alături. Am rezistat o repriză, așa le zicem tuturor. Eu, că tu... Bun. Când mai e următorul meci?
La mini-fotbal? Da. În seara asta. Gata. Iartă-ne că te-am ținut atât. La ora 7. Întârzi, da. Gata. Dragi prieteni, trebuie să lăsăm pe om să ducă care. Ce zice domnul? Cu antrenor, cu toate astea? Este domnul care ține echipa și gata. Se dau și bani. A fost și antrenorul echipei naționale de mini-fotbal. Gata. Tasman Schaff se cheamă, da. Echipa... Dădea bani de acum 4-5 ani, da, cu salarii de... Tot ce trebuie. Adversare... Sunteți bogați voi acolo, nenicuri. Adversare, da? Lui știu, Dani. Știu. Da, adică... M-am văzut la niște meciuri, la autobuzul, la liceu 8, da, acolo. Da. Gata. Ne cere scuze, domnul antrenor, că v-am ținut jucător. Mii de mulțumiri încă o dată. Și eu vă mulțumesc de invitație. Dragi prieteni, ne vedem mâine, toate cele bune, 10:30. La revedere. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!